Premierul României Nicolae Ciucă a declarat că este important ca autostrada A7 să fie construită până la Siret. Acesta a menționat că au fost semnate primele contracte pe sectorul Ploiești-Buzău, urmând ca pe sectoarele Buzău-Focșani, Focșani-Bacău și Bacău-Pașcani, până la finalul lunii septembrie, numai târziu de mijlocul lunii octombrie, să fie de asemenea semnate contractele și, în conformitate cu sumele prevăzute în programul operațional de transport, să se continue construcția acestei autostrăzi de la Pașcani către Suceava. Primul ministru a menționat că acestea reprezintă obiective deosebite de importante și are convingerea că, dacă există maximum de coordonare între autoritățile locale și autoritățile centrale, aceste obiective vor fi duse la bun sfârșit. Cred că este de maximă importanță autostrada A7, care deja a pornit și au fost semnate primele contracte pe sectorul Ploiești-Buzău, urmând ca pe sectoarele Buzău-Focșani, Focșani-Bacău și Bacău-Pașcani până la finele lunii septembrie, numai târziu de mijlocul lunii octombrie, să fie de asemenea semnate contractele și în conformitate cu sumele prevăzute în programul operațional de transport să continuăm construcția acestei autostrade de la Pașcani, acestei autostrăzi, scuzați-mă, de la Pașcani către Suceava și, bineînțeles, discuțiile pe care le-am avut cu domnul președinte să gândim soluția pentru continuarea autostrăzii de la Suceava către Siret. Sunt obiective deosebit de importante și am convingerea că dacă există maximum de coordonare între autoritățile locale și autoritățile centrale, vom reuși să ducem aceste obiective la bun sfârșit. Sigur, ele nu se vor întâmpla anul viitor sau în 2 ani de aici înainte. Important, din punctul meu de vedere, este ca ele să înceapă, deja au început, și să intre pe un parcurs de construcție coerent.